Un incendiu puternic a izbucnit vineri dimineața în jurul orei 4:30 la o casă de locuit din localitatea Ergevița. Pompierii din cadrul detașamentului ISU-Drobeta au intervenit cu două autospeciale de stingere a incendiilor, un echipaj SMORD și 13 subofițeri. Focul cuprinsese deja întreaga casă atunci când pompierii au ajuns la fața locului, unde au găsit un bărbat în vârstă de 39 de ani care avea arsuri grave pe brațe. El a primit îngrijiri medicale pe loc de la echipajul medical de pe ambulanța SMORD. Odată intrați în interiorul casei, pompierii au găsit trupul carbonizat al unui bărbat în vârstă de 37 de ani care nu a reușit să se salveze din flăcări. Incendiul a pornit de la o țigară lăsată aprinsă și s-a extins în toată casa.